Începe România la vot. Scaunul de primar al municipiului Arad este râvnit de 9 candidați. Printre aceștia se află și Roxana Elena Cârți, candidata a Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, care și-a propus atragerea de fonduri europene prin care să transforme Aradul în mica Vienă. Cu șanse de a deveni primar, au intrat în luptă și candidații PNL, PSD și USR. Pentru postul de edil al municipiului Arad, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal o propune pe tânăra Roxana Elena Cirți. Este consultant în materie de fonduri europene, traducător specializat și expert în achiziții publice. Umaniștii nu caută motive, ci soluții. Sunt un om profesionist, sunt un om care vine cu implementare de proiecte și cu găsirea soluțiilor concrete și eficiente. Arădenii vor schimbare, pentru că putem, pentru că știm și pentru că trebuie. Candidata PP-USL spune că lipsa unei strategii coerente de dezvoltare a adus prejudicii enorme a Aradului în ultimii ani. Roxana Elena Cirți vine cu un proiect integrat, extins pe 10 ani, care se va derula sectorial în funcție de specificul fiecărei zone în parte. Ea promite să exploateze la maximum potențialul turistic al orașului pentru a-l transforma în mica Vienă. Este un specialist în fonduri europene, este un om care știe administrație, este un om care vorbește mai multe limbi străine, este un om care interacționează cu companii din Statele Unite, mai ales pentru infrastructură critică și infrastructură locală. În cursa pentru scaunul de edil al Aradului s-a înscris și actualul primar interimar, liberalul Călin Bibart. Dacă va fi ales, el promite că va continua proiectele pe care le-a început. Teatrul Ioan Slavici, că sunt doar schelele puse, astăzi mutăm macaralele și se apucă de treabă. Parcul din zona 300 și punctul sensibil de pe Mărului, la fel o zonă de agrement și cel mai important lucru care vom reuși, sper eu din suflet, să schimbăm fața zonei respective. Să refacem malul Mureșului, vorbim zona de promenadă cea mai circulată și cea mai folosită. PSD-ul a aruncat în cursa pentru primăria Arad pe Mihai Fifor, vicepremier, fost ministru al apărării și fost ministru de interne. Dacă va fi votat, Fifor promite că va discuta mai mult cu arădenii, astfel încât proiectele sale să răspundă cât mai bine nevoilor comunității. O să fiu un primar al tuturor arădenilor, pentru că eu cred că în ultimii 16 ani asta a lipsit și lucrul acesta s-a simțit în decizii. Îmi doresc o consultare deschisă, o consultare cât se poate de transparentă a populației pentru a prioritiza împreună. Medicul Adrian Viner este candidatul USR pentru postul de edil al Aradului. Dacă va fi ales primar, promite că va construi un nou spital municipal. E un mijloc prin care poți contribui și să aduci ceva pentru comunitate din ceea ce ai acumulat într-o meserie reală, într-un tranșeu real, politica în sine, asta trebuie să fie.